Cartea lui Dan Tirlea, Aici de față, se numește Străin într-un loc în val meu. Mie mi-amintește vag de Virgil Mazilescu, fragmente din regiunea de odinioară, titlul pe care, și lucrurile, să vedem cum se combină, pe care Virgil Mazilescu l-a împrumutat de la un tablou al lui Paul Klee. Și chiar această echivocitate predomină, este amprenta stilistică a întregului volum. Și mai există ceva, un cuvânt cheie, care este reveria. Și aici nu să mă dau eu pui cu Gaston Bachelard, dar e clar că apa se știe bine și era mintea cocoșului, numai că respectivul cocoș trebuie să facă și cucurigul. Că apa e un element al tristeții, că ne face nostalgici, melancolici, că reprezintă trecerea în sine, că focul reprezintă o imagine a erotismului. Ceea ce îmi place în această poezie este faptul că reia resursele, fără a fi influențat neapărat de, eu știu, de Mircea Ivănescu sau de altcineva, reia resursele narrative care totuși fac scheletul și pe care se depune fibra imagistică a unui poem. Reveria. Reveria pornește, e o formă de evaziune fără doar și poate. Dar nu mai suntem pe vremurile triste când un critic atât de inteligent cum a fost Crohmălnicianu, condamna evaziunea lui Nichita Stănescu, de pildă. Nu avem decât să evadăm poezia, la ce ne ajută? Să sărim din realitatea asta tenebroasă, dar dacă nu e tenebroasă, este de multe ori urâtă, murdară. Și atunci nu avem decât să folosim trampolina poeziei pentru ca să sărim din acest coșmar și să plutim un pic prin aer înainte de a reveni în el. Asta este poezia. El, prietenul meu, Dan Tirlea, nu ocolește această trampolina a realului în aspectele ei prozastice și uneori mizerabile și uneori jignitoare. Aici am notat ceva, visul devenit realitate întruchipată în cuvânt. Da, mai trebuie să și visăm și să nu ne fie chiar rușine că mai trebuie să și visăm. Realitatea este în mod cert, realitatea de zi cu zi. E, nu știu, așa o văd eu, e sumbră, e monotonă, e de multe ori odioasă. Este un dușman al poeziei. Văzând poezia ca un lucru, întruchipându-l într-un sens romantic, eminescian și așa mai departe. E dușman al poeziei, dar este și substanța ei. Vă mulțumesc! Hai.